Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Vorbim și astăzi despre creștinul la locul de muncă. Atunci când ne gândim la oamenii de afaceri din România, adesea îi vedem ca fiind gata să facă orice, plătind orice preț, călcând peste alții pentru ca să facă bani. Oare se poate în România să faci afaceri cinstite? Oare se poate să faci afaceri având un scop mai înalt Decât a face bani. Discutăm astăzi cu domnul Emanuel Bistrian, antreprenor și dezvoltator imobiliar. Bine ați venit în studioul nostru. Mulțumesc, bine v-am găsit! Uh, Uitându-mă pe internet să văd, să colectez informații despre dumneavoastră și proiectele pe care le-ați avut, am fost surprins uh, să-mi dau seama că aveți o muncă așa de bună. Sunteți apreciat nu doar de o persoană, două, ci la nivel național și am găsit că aveți tot felul de premii. Uh, în 2018, premiul pentru cel mai bun concept imobiliar no. rezidențial nou din România. Apoi uh, cel mai mare uh, impact pozitiv în comunitate, apoi cel mai bun proiect de case și vile din România. Uh, M-au uh, surprins aceste repetiți, cel mai mare, cel mai bun. Lucrul acesta arată că munciți pentru Domnul? Da, cu siguranță. Deci uh, avem o echipă extraordinară și fac o muncă foarte bună. Uh, niciodată nu a fost gândirea doar pentru profit, deci vrem să trecem dincolo doar de bani, vrem să lăsăm ceva frumos în urmă și asta ne-a inspirat, cred că asta vine și din credința noastră. Deci, uh, să muncim în așa fel încât să rămână ceva frumos în urma noastră și putem, să putem să oferim uh, clienților pe care îi servim, să zic așa, un produs de calitate și ceva extraordinar. Am văzut că învergura proiectului dumneavoastră este foarte mare. În Arad aveți un proiect pe aproape 90 de hectare, în care sunt proiectate circa 1000 de case și 1000 de apartamente. Ați realizat o parte din ele deja da. în ultimii ani. Spuneți-ne un pic despre conceptul care este în spate, pentru că este clar ceva, o este o gândire în spatele unui proiect de genul acesta. Da, gândirea a fost să luăm. Um, să zic așa, cele mai bune lucruri din suburbii Statelor Unite unde ai confortul ai străzile largi cu peluzele alea frumoase uh -huh. uh, deci confortul suburbilor din statele Unite, dar să nu uh, eliminăm comunitatea care e foarte preeminentă în România simțul comunității lumea se adună și am făcut asta prin uh, mai multe feluri, am Creat zone mici unde care nu comunică între ele, ca lumea să uh, poată să uh, se cunoască, să se întâlnesc. Fiecare zonă are loc de joacă propriu, uh -huh. mămice se întâlnesc acolo cu copiii, se adună și așa se strâng relații foarte puternice. Totodată am pus serviciile, să zic așa, în mijlocul comunității, nu la periferie cum e în State Unite. Așa lumea e foarte motivată să meargă pe jos, uh, și e o inter interacțiune puternică. De exemplu, anul trecut uh, am avut o stradă întreagă aproape care a mers în concediu împreună, vreo 40 de familii, ceva de genul ăsta e ceva ce nu prea întâlnești în ziua de azi, dar asta am reușit să facem, să ducem confortul suburbiilor americane. Și să îmbinăm și latura asta socială, interactivă, care uh, nu o găsești dincolo, de exemplu. Deci am, avem best of both worlds în, uh, în sensul ăsta. Se pare că v-a reușit. Dacă 40 de familii au mers împreună în concediu. Da, a fost ceva nemaipomenit. Deci au avut aproape tot avionul, <laughs> doar ei. <laughs> Uh, ați început de jos, acum lucrați la un nivel înalt, dar uh, atunci când ați plecat în America și probabil că acest concept româno-american se datorează uh, perioadei în care ați locuit în America uh, și revenind ați început de jos, atunci nu ați avut resursele acestea. Cum a fost începutul? Nu a fost simplu. Când am plecat în Statele Unite, am avut 10 ani, 11 frați, 11 copii împreună cu părinții de la un sat mic din zona Arad, la orașul gigant Chicago. Cam mă... acolo merg majoritatea românilor, în Chicago. asta era moda. <laughs> nu, dar acolo am avut rude și prieteni și. A fost un șoc destul de mare. Uh, pot să zic că uh, uh, nu ne-a fost ușor, dar greutățile prin care am trecut atunci și sărăcia care am experimentat. -o. Sărăcie? Păi 11 copii de la țară uh, într-un apartament de două dormitoare. Uh, nu a fost ușor, deci părinții nu au fost înstăriți și a trebuit oarecum fiecare să ne descurcăm pe cont propriu. Uh, am început să muncim de la o vârstă foarte tânără, să zic așa. Dar sărăcia aia ne-a motivat să uh, devenim antreprenorial ca și gândire, mm. să muncim, să ne descurcăm și a fost un lucru foarte bun. Deci, dacă e să vorbim de începutul slab, aia a fost de fapt începutul slab, dar ăla ne-a ajutat să, să ne motivăm și să devenim ca și structură de gândire antreprenorial, și oarecum să luăm inițiativă în situații de genul. Și am înțeles că în Statele Unite v-ați dezvoltat o afacere, totuși. Da. Da. A, la vârsta de, cred că 19 ani, mi-am pornit a, firma de construcții. Uh -huh renovasem casa fratelui meu și vecinii au observat, le-a plăcut munca care am făcut-o și m-au chemat să fac o lucrare și pentru ei. Mi-au pus câteva condiții, una era să fie firma înregistrată, să am asigurare în caz de ceva și să le duc referințe, proiecte care le-am făcut. La vârsta aia am, am zis, ok, e o oportunitate reală pentru mine, era un proiect de circa 40.000 de dolari, uh, deci să adăugăm un garaj cu un apartament la casă. Așa că m-am pus, să am adunat referințe de la proiecte care le-am mai făcut uh -huh. micuțe, uh, mi-am înregistrat firma și mi-am făcut asigurare. Și uh -huh. ăla a fost începutul, să zic așa, firmei mele, după care Uh, Ne-am dat seama că există o oportunitate să cumpărăm proprietăți și să devenim investitori în uh -huh. uh, proprietăți, având deja abilitățile de a le renova și de a le transforma în ceva frumos. Și așa a fost începutul. Deci am început cu o firmă de construcții, după care am uh, devenit investitor în imobiliare. Voi mergea bine, înțeleg, în acel moment în Statele da? Unite. Da. Și ați venit totuși în România. E mai bine în România, sau de ce ați venit? Um, nu pot să zic că e mai bine sau mai rău, sunt chestii total diferite. Mm -hmm. Fiecare loc are ceva deosebit și chiar apreciez uh, lucrul acesta. Ne place să fim și aici, ne place și dincolo, deci uh, încercăm să uh, ne bucurăm de, de specificul fiecărui loc. Dar pot să zic că am venit cu o motivație de a, uh, să zic așa, contribui. Uh, am venit să lucrez cu o școală biblică din Cluj. Mm -hmm. Uh, am, împreună cu soția, în 2005, ne-am uh, ne dedicat un an din viață, am zis, ok, afacerile merg bine, dar simțeam oarecum că ne pune Dumnezeu pe inimă să ne să donăm un an din viața noastră uh, în scopul acesta caritabil. După care planul era să ne întoarcem în Statele Unite și să Lansăm puternic uh, afacerea asta, intenționam să cumpărăm complexe mari uh, de apartamente, să le transformăm în condomeniuri de lux și asta uh, era planul. Dar uh, în anul acela în care am fost la școala biblică, ne-am dat seama că era o așteptare ca fondurile pentru orice proiect de genul ăsta să vină din străinătate, fie din Europa de vest, fie din Statele Unite. Și m-a denajat lucrul acesta. Atunci am început să întreb: mă, de ce e Dumnezeu mai sărac în România decât în Statele Unite sau în Europa de Vest? Uh, și m-am dat seama că nu era mai sărac Dumnezeu aici, nu lipseau fonduri neapărat, ci noi, ca oameni, trebuia să învățăm dornicia ce înseamnă și cum o putem aplica în contextul nostru. Uh, și asta m-a motivat să rămân în România ca să creez o afacere care poate să aibă ca scop principal crearea de fonduri uh -huh. pentru proiecte similare cu cel în care am lucrat eu. Interesant. Un om de afaceri care vorbește despre dărnicie. De obicei, oamenii de afaceri au tendința să adune, să atragă înspre ei bani. Iată, perspectiva e diferită. Se datorează faptului că ați învățat lucrurile acestea în Statele Unite? Cu siguranță l-am învățat și de la mama mea, cum am zis, când am plecat. În o mamă cu 11 copii, 12, 12, dar 11 dintre noi am mers în State Unite. Pot să zic că în perioada aia în care ne era foarte greu, mama mea tot timpul aduna tot ce putea să trimite la familii care erau și mai sărace ca noi în România și tot timpul a fost o prioritate chestia asta. Ne-am învățat despre zeciuială, cât ce am început să lucrăm și să ne facem banii noștri, dădeam ei la noastră, noastre, uh -huh. au trimit mai departe la familii sărace și a fost un principiu, dar după uh, ceva timp am, uh, am uh, mers la un, o facultate de teologie uh -huh. și pot să zic că oarecum tot timpul am avut atragerea asta pentru a contribui în felul acesta, dar nu mă simțeam bine să lucrez, de exemplu, într-o biserică sau mm -hmm. într-un context de genul ăsta în schimb mi-a plăcut afacerile și atunci am zis, cum pot să combin afacerile cu credința mm -hmm. și cu ceea ce îmi place, deci asta, asta a fost motivația din spate și afacerile le vedem mai mult decât doar business, decât doar un job sau o carieră le vedem ca o chemare Uh, asta ne-a încredințat Dumnezeu, și atunci vrem să gestionăm chestia asta cât se poate de, de bine. Ați ajuns exact la făgașul emisiunii noastre. Cum combinăm uh, munca sau afacerile cu credința? Cum ați reușit în acești ani în care, iată, ați dezvoltat afaceri serioase în România? Uh, am pornit de la ideea că 10% era atunci din tot ce vindem, deci era un procent mare din profit. Uh, donam înspre proiecte similare cu cel în care am lucrat. Uh -huh. Și asta a devenit oarecum lege pentru noi. Uh, din punctul ăsta de vedere am poziționat afacerea pentru un scop mai mare, să zic așa, uh -huh. decât doar uh, binele nostru sau profitul nostru. A început chiar donam undeva aproape 70-80% din profit. Uh, Ne-am dat seama că nu e sustenabil uh -huh. și am Uh, scalat în jos puțin dar și în momentul de față uh, departamentul financiar știe la fiecare încasare procent din încasare merge într-un fond separat banii respectiv se donează către fundația noastră de unde putem să, uh -huh. să contribuim la tot felul de proiecte, majoritatea sociale dar cu tentă evanghelică uh, ca să putem să ne îndeplinim scopul nostru, deci așa am reușit să facem Uh, să zic așa, să poziționăm afacerea și credința noastră să, să le ducem împreună. Uh, mai departe, încercăm să ne ocupăm de angajații noștri, uh -huh. să-i mentorăm, să uh, vorbim cu ei, chiar săptămânal este o uh, rugăciune, fiecare poate să vină cu orice nevoi care au Uh, ne rugăm împreună, uh, nu e exclusiv la o denominație, deci mm -hmm. suntem ortodoxi, uh, baptiști, penticostali, catolici, deci de, de, de tot felul. E un lucru frumos că venim împreună și efectiv încercăm să uh, ne ajutăm, să ne zidim, să ne. Uh, motivăm, să zic așa, unul pe altul și e un lucru foarte frumos. Deci încercăm pe mai multe planuri să îmbinăm credința noastră cu um, afacerea noastră și să o folosim ca o platformă afacerea pentru a avea un impact în societate, în comunitatea respectivă, dar și în echipa noastră angajații noștri și cu cei care sunt parteneri în afacere. Se simte lucrul acesta în firmă, în relațiile dintre angajați? Contează faptul că vă rugați că aveți alte valori? Contează foarte mult. Perspectiva noastră e că trebuie să se vadă o diferență între noi dacă suntem creștini practicanți. Vedeți, mulți în România, România e o țară creștină, dacă întreb majoritatea zic că sunt creștini, și e foarte bine, deci e un lucru lăudabil. Uh, dar e important să și practicăm și avem ocazii tot timpul să demonstrăm că sunt, suntem creștini. De nu, exemplu? De exemplu, uh, să văd cât de mult zic, uh, am avut o situație unde uh, când a început pandemia puteam să ne amânăm uh, ratele la bănci și în cazul unei uh, bănci, trebuia să declarăm fals că am, nu am încasat o sumă de bani și putea să se amâne plata respectivă luni mm. de zile. Deci a, a, trebuit să ne punem problema, plătim toată suma mm. care trebuie să o plătim. Într-un moment de criză. Într-un moment de criză și ne lăsăm fără bani sau facem ceea ce corect și plătim rata respectivă care era de zeci de mii de euro către bancă, mm. Și se putea rezolva totul foarte simplu cu o declarație falsă uh -huh. în care ziceam că nu am încasat de la un anumit client în respectivă. Tentația a fost să accept uh -huh. uh, pentru că e greu când intri în criză. Eu uh -huh. am zis, mai ori sunt creștini, ori nu sunt. Uh -huh. Și nu zic avem momente de săbiciune și fiecare uh, răspunde în fața lui Dumnezeu, dar în momentul acela am zis, ok, nu pot să accept chestia asta și am ales să plătesc suma respectivă, ne-am lăsat descoperiți, uh -huh. dar în decurs de câteva săptămâni am reușit să atragem investiții de la parteneri foarte calitativ de un milion de euro. Uh -huh. uh, e o diferență și... serioasă între câteva zeci de mii și un milion. Și ne-a poziționat foarte bine. Pot să zic că testul a fost dacă facem ceea ce e corect. Uh -huh. Și nu e ușor, uh, îndemnul meu pentru cei care treceți prin situații de genul ăsta, E să faceți ceea corect și ceea ce e corect, și dacă vă costă totul, hmm. pentru că Dumnezeu cumva are grijă de voi și va face să se uh, îndrepte lucrurile, dar suntem testați tot timpul. Apreciem uh, vulnerabilitatea dumneavoastră, oh, faptul că v-ați deschis și exemple de genul acesta uh, ne arată că se poate. Se poate în România, cum ziceați, o țară creștină, dar în același timp o țară în care este așa de multă corupție, se poate să uh, muncești ca pentru Domnul, să faci afaceri corect. Uh, și chiar, chiar mulți spun lucrul acesta, oare poți să faci, sau alții chiar răspund uh, foarte clar, nu poți să faci afaceri cinstite în România. Vă întreb la fel de direct. Poți să faci afaceri cinstite în România? Pentru că mă gândesc că portițe de felul acesta apar adesea. 100%, 100% se poate. Nu e ușor, uh, trebuie să schimbi un sistem uh, care nu e ok. Uh, uh -huh. uh, la fel, în tot în perioada aceasta se of, uh, ofereau credite cu dobândă 0 până la sfârșitul uh -huh. anului, tot felul de facilități pentru afaceri, să zic așa, să stimuleze economia din partea guvernului. Uh, și consultantul nostru financiar a venit să ne spună că o bancă nu o să o numesc uh -huh. ne dă credit, dar doar dacă plătim uh -huh. <laughs> doar dacă dăm ITA uh -huh. și m-am gândit, ok, ar fi bine să luăm bani că am putea restructura credit uh -huh. care nu e așa favorabil uh -huh. dar m-am gândit, zic, ok dacă noi dăm mită, încurajăm un sistem Tâmpit un sistem uh, care efectiv ne, ne, ne rezolvăm o problemă pe termen uh -huh. scurt, dar ne creăm o problemă mult mai mare pe termen lung. Asta ne țin în cont de faptul că e greșit. Deci, efectiv, logic, ca și gândire, nu are sens. Atunci am renunțat la creditul respectiv, chiar am zis nu, nu vom face chestia asta, dar uh, sunt provocări multe de genul ăsta, cred că e foarte important să ne menținem. Uh, poziția, Coloana vertebrală și cu cât spunem nu, mai mult, la uh, ocazii de genul. ăsta și mai mulți. Mai mult și mai mulți, cu cât va scădea puterea, să zic așa, corupției și uh, un principiu pe care am mers de la început cu Westfield, când am dezvoltat am zis dacă începem să dăm la unul și altul, toți se așteaptă toți din pe capul tău, nu mai scap devine modul de lucru uh -huh. și nu ne dorim chestia asta deci da, e mai greu durează mai mult, nu ai răspunsul pe loc, dar în final am pornit de la zero oricum, suntem în mâna lui Dumnezeu el ne poartă de grijă ori credem asta, ori nu și oarecum trebuie să tot revenim la adevărul ăsta ca să putem să rămânem vertical și pe poziție. Vorbiți de verticalitate, a fi pe poziție. Cum este acest șoc, am putea spune, între a porni de la zero și a fi milionar? Uh, unii își pierd echilibru. Cum reușiți să vi-l țineți? Uh, pot să zic că uh, uh, să conduce o afacere oriunde e greu. Uh, în România e la fel de greu, dar... Uh, nu vrem ca banii, succesul uh, sau lipsa de succes să ne schimbe, uh, țin minte rugăciunea mea către Dumnezeu a fost Doamne ajută-mă să rămână aceeași persoană și la bine și la rău, dragostea mea pentru tine vreau să fie una reală, nu motivată de lipsă sau de succes. Uh -huh. Nu vreau să te iubesc doar când am nevoie, nu vreau să vin la tine doar când nu am o soluție la o problemă. Vreau să fie ceva real și când sunt într-o strântorare, și când sunt în loc larg. Și încercăm să păstrăm uh, echilibru ăsta. Uh, da, pot să zic că am avut perioadă destul de grea cu demararea proiectului și oarecum ne-a smerit uh -huh. greutatea uh -huh. a proiectului și ne-am dat seama că în final suntem în mâna lui Dumnezeu. Lumea vede succesul, dar uh -huh. în spate succesului sunt mulți ani de trudă și muncă și greutăți, obstacole nenumărate, provocări. A, deci toate astea și din nou suntem într-un sezon care nu e tocmai uh, bun, dar pot să zic că suntem într-o poziție bună momentan, dar noi tot timpul avem provocări și asta oarecum ne ține echilibrați. Dar dincolo de echilibru ăsta gestionat de circumstanțe, încercăm să ne cultivăm noi un echilibru care, indiferent de circumstanțe. noi să rămânem aceiași oameni, să rămânem pe poziție, să rămânem cu picioarele pe pământ și uh, să cum instilăm același lucru și în copiii noștri, să nu crească, să zic așa, de ban gata, mm. uneori chiar să creăm greutăți artificiale <laughs> <laughs> pentru a rămâne Echilibrat Oare și. Cu așa face și Tatăl nostru Dumnezeu ne creează anumite greutăți pentru a rămâne echilibrați? Eu cred că da, chiar cred. Lumea zice că Dumnezeu nu întârzie niciodată, eu cred că întârzie tot timpul, <laughs> o face intenționat <laughs> și o face să ne testeze credința și oarecum. Ați avut situații la limită în care ați avut senzația că Dumnezeu întârzie? Nenumărate. Enumărate, păi și acum, acum am zis, situația cu criza aceasta. Noi, modelul nostru de business se bazează pe prevânzări: previndem case înainte să fie construite, după care le construim și la final încasăm, la început e un avans mai mic sau mare, în funcție de client, și la final încasăm restul banilor. Asta înseamnă că tot timpul avem nevoie de un capital de lucru pentru a realiza, și e vorba de circa 3 milioane de euro ca și valoare, în ultimii trei ani de zile, deoarece am tot crescut, nu am putut să ținem pas cu nevoile de capital de lucru. Și a fost destul de greu la limită, deși aveam vânzări, deși aveam profituri, nu reușeam să ne capitalizăm suficient de lucru, de rapid. Și pot să zic că a fost o provocare pentru noi lucrul acesta, dar uh, ca să vedem că acum, în uh, timp de pandemie, criză, cum vrei să o numești, uh, se rezolvă problema asta, a fost hmm. chiar o minune pentru noi și uh, pot să zic că asta a fost un moment chiar interesant, special pentru noi să vedem cum Dumnezeu ne poartă de grijă într-un sezon care nu e tocmai ușor și știu, sunt, avem mulți prieteni care sunt foarte afectați cu afacerile lor, e greu uh, pentru multe lume uh, și totuși uh, vedem că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Ce zic prietenii dumneavoastră în situația aceasta despre faptul că, iată, vă merge bine afacerea știind că aveți credință în Dumnezeu și vă bazați pe El? Am avut discuția asta cu uh, colegi de O Vă invidiază pentru credința în Dumnezeu? Uh, nu cred că e vorba de invidie, ci mai degrabă lumea își pierde speranța. Uh -huh. Cred că e un moment unde să fim o mărturie pentru alții, e important să dăm speranță, uh, e important să avem așteptări uh, pentru, uh, de exemplu, Așteptarea mea de la Dumnezeu, uite am fost credincios în toți anii ăștia în sensul că m-am implicat, uh -huh. am dăruit, am încercat să folosesc afacerea mea uh, ca o uneltă a împărăției lui Dumnezeu uh -huh. și am așteptarea ca în sezonul greu Dumnezeu să-mi poartă de grijă. Și dacă nu? Și dacă nu, asta este sunt tot în mâna Lui, cum am început de la zero, la fel pot să încep în alt domeniu și e ok. Clar că ne facem scenarii și planuri de backup și uh -huh. ca în orice afacere Ce uh, normal. trebuie să-ți faci uh, scenariile respective, dar acceptăm realitatea, dar în aceeași timp avem credință pentru ceva mai bun. Uh, și cred că asta e promisiunea Lui Dumnezeu. Uh, de exemplu, dacă e să intrăm un pic în Biblie, unde Psalmul 91 zice o mie să cadă a dreapta 10 mii la stânga de tine nu se va atinge. Uh, în, uh, în să zic așa Egipt când Dumnezeu a trimis plăgile respective pentru egipteni la poporul evreu nu au ajuns multe din ele. Și Dumnezeu are abilitatea asta de a ne proteja pe noi credincioși Chiar în situații grele, și asta oarecum aș vrea să încurajez pe prietenii mei și pe toată lumea, oamenii de afaceri credincioși, să aibă așteptarea pentru mai mult decât ce se întâmplă în jurul lor. Ei pot să beneficieze de o protecție specială, Dumnezeu chiar poate să îi ajute în perioada asta. Deci, asta a fost discuția mea. Uh -huh. Ok. Dacă nu se întâmplă așa, atunci acceptăm, chiar dacă hambarul e gol, chiar dacă lucrurile nu merg cum trebuie, chiar dacă e o luptă, noi nu încetăm să ne încredințăm în Dumnezeu și nu ne schimbăm poziția, dar în aceeași măsură speranța noastră trebuie să fie pentru ceva mai mare, pentru ceva mai bun, pentru că ăsta e Dumnezeu nostru. Speranțe, viitor, da, în control. viitor. Noi suntem la, emis la finalul emisiunii noastre, uh, privim înspre viitor. Înspre ce mergeți dumneavoastră? Cu ce speranțe? Spre viitor, uh, deci uh, exact ce am zis acum, pentru mine e o luptă, uh -huh. în fiecare zi să rămân pozitiv, să rămân optimist, și m am dat seama, uh, dacă ascultăm la știri, la negativismul, e ușor să-ți pierzi uh -huh. oarecum echilibrul, e ușor să-ți pierzi speranța, dar adevărul ăsta rămâne valabil. Dumnezeu e bun, Dumnezeu are lucruri bune pentru noi, Dumnezeu, zicem, psalm că iubește omul care își pune nădejdea în bunătatea lui. Uh -huh și asta trebuie să ne punem deci de, de, a, de aici vine credința aici putem să mergem cu curaj înainte, altfel suntem fricoși, suntem speriați suntem, apoi nu ne permitem lucrul ăsta ca și lideri, ca și antreprenori, ca și oameni uh, de business, nu ne permitem să umblăm cu frica în spate, da, ne luăm, uh, să zic așa, măsuri de siguranță facem scenarii acționăm, deci nu zic Că suntem irresponsabili, în aceeași măsură, noi trebuie să avem curaj, trebuie să avem credință și trebuie să sperăm în, în bunătatea lui Dumnezeu. Cred că e singurul lucru, singurul mod în care putem să avansăm și să facem business așa cum, cum trebuie, echilibrat și uh, dintr-o perspectivă bună. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost cu noi în această emisiune. Mulțumesc emiziune. și eu. Încheiem emisiunea de astăzi împreună cu domnul Emanuel Bistrian, antreprenor și dezvoltator imobiliar. Un gând pe care mi l-am notat aici și aș vrea să rămânem cu el este am folosit afacerea ca o unealtă a împărăției lui Dumnezeu. Ce gând măresc, ce gând frumos și ce frumos că acest gând este doar o teorie. Un om gata să o ia de la zero împreună cu Dumnezeu, un om care se bazează pe bunătatea lui Dumnezeu. Este la dispoziția lui. Și la rândul lui arată bunătate față ce, de ce e nevoie din jurul lui. Haideți și noi, așa cum ne îndeamnă Biblia, să facem. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voj služi Gospodu Kristusu.